Consilierii locali din Constanța se întrunesc în prima ședință din acest an. Cel mai interesant proiect pe ordinea de zi se află la punctul 12, care se referă la modificarea prețului local de facturare a energiei termice în anul 2015. Majorarea tarifului vine la doar 3 luni de la reducerea acestuia. Guvernul a fost de acord să ne dea o compensare financiară pentru această iarnă. Ca această compensare să meargă direct în subvenție, în locul sumelor pe care și de care am fi beneficiat în urma acțiunilor pe care le dețineam la port. Această compensare însă, la maniera la care ne-a fost acordată, poate fi dată doar sub formă de reducere pentru toată lumea a prețului gigacaloriei. În luna noiembrie anului trecut, consilierii au votat o reducere de 13,5% a prețului gigacaloriei. Asta înseamnă că prețul gigacaloriei se va reduce de la 358 de lei cât este acum la 310 lei pentru toată populația și pentru cei care primesc ajutoare de la primărie și au primit în ultimii ani și pentru cei care nu primesc. Potrivit anumitor surse, giga caloria ar urma să crească cu 8%. Constanța continuă să se numere printre orașele cu cea mai scumpă giga calorie din țară.